Băile de la aeroportul internațional Sibiu arată deplorabil. Toaletele sunt murdare, pisoarele sunt înfundate, masa pentru înfășat bebelușii este ruptă, iar tabelele care ar trebui să indice efectuarea curățenii sunt inexistente. Conducerea aeroportului spune că în timpul nopții nu se face curățenie, iar optimizarea programului de lucru este o măsură de reducere a costurilor. Șoferii care își lasă mașinile neregulamentar în parcările sălii Transilvania din Sibiu, de pe străzile Octavian Goga și Funarilor, vor rămâne cu roțile blocate. Parcarea în afara locurilor marcate, ori pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau cele pentru mamele cu copii mici, este interzisă. Mai mult, conducătorii auto vor trebui să plătească o taxă de 300 de lei dacă vor să-și poată folosi din nou mașinile. Una dintre cele mai circulate străzi din municipiul Sibiu duce lipsă de coșuri de gunoi. Este vorba despre strada semaforului din cartierul Vasile Aron, unde nu există niciun tomberon stradal, nici măcar în zona pieței agroalimentare sau în stațiile de autobuz, ori în zona magazinelor sau băncilor. În ciuda acestor lipsuri, trotuarul este extrem de curat și rare ori poți vedea gunoaie aruncate pe jos. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro. Un băiat crescut și născut în Sibiu, care, cu ajutorul la încă doi prieteni, a creat un brand. Sunt agitat pe acolo, alerg din stânga în dreapta, trebuie să mă stresez, dacă nu e stres, ceva nu e în regulă. În spatele curții la Ionuț am făcut primul eveniment și de acolo a plecat numele de Backyard. Sincer să fiu, noi n-am făcut-o pentru bani. Noi făcând-o pentru bani, atunci nu ne interesa neapărat. Adică am zis, până la final, ideea e să n-aducem bani de acasă. Planuri sunt, e clar. V-ați gândit la treaba asta, nu? Normal, noi ne gândim de vreo 4 ani de zile la un festival, ne gândim și la investiții majore, adică este un brand, l-am creat noi, am muncit pentru el și ar fi păcat să renunțăm la el așa. Avem și în calcul și în plan să facem o piscină. Ce facem la anul? Ce faceți la anul? Ca să nu zică lumea că pentru anul avem mai multe asocia la Bechiar. Nu o să divulg totul. O să fie bine. Concurența e bună din punctul meu de vedere. După 7 ani de zile, cred că este prima dată când avem concurență. Dar având experiență, nu ne-a afectat cu nimica și data avem un plan să facem un festival. Și clar că dacă se aliniază planetele, venim și cu detalii. Pot să faci o promisiune ferme că niciodată la Backyard nu vom asculta electromanele și trapanele? Da, la ce ține de evenimentele Backyard, partiurile, da, nu s-auzi. Asta e clar că nu s-auzi. Deci eu îți promit, eu și nu sunt de acord eu.